Asociația Cultura Grația Urbis din Sighet Marmației a participat în ultima perioadă la mai multe evenimente, în dorința de a explora noi acte artistice și culturale, dar totodată pentru a-și exprima dorința de a crea noi activități și evenimente inedite pentru publicul sighetean. Alături de trupele Menuet și Redivivus, recent lansate în peisajul cultural din Sighet Marmației, Asociația Cultura Grația Urbis a surprins publicul la Târgul European al Castelelor, la Noaptea Muzeelor din Cluj-Napoca, dar și la Castelul Caroli din Carei, acolo unde au dat frâu liber creativității și artei prin diverse momente artistice. Am fost foarte ocupați în această primăvară. Am fost ocupați făcând planuri, am fost ocupați punându-le în operă. Colaborarea mea cu două prietene foarte bune s-a materializat într-o asociere sau într-un proiect nou. Pe scurt, în cursul anului trecut la Festivalul Medieval de la Sighet, prietenii ai mei din afara Sighetului au admirat ținutele medievale create cu atâta migală de doamna Lia Stan și m-au întrebat dacă nu consider că ar trebui să depășească granițele Sighetului, ceea ce a creat dumnea ei. Tot atunci, aceiași prieteni, urmărind copiii dansatori de la Minimaxi Dance Club, au zis, păi, uite ce valori aveți aici, nu limitați prezența și expunerea lor doar la festivalele disponibile în oraș. Așa că ne-am pus pe treabă în această primăvară, împreună cu cele două doamne, Lia Stan și Cristina Chiovi, și a rezultat un proiect care aduce împreună două entități. Trupa de renactori, care se constituise deja în jurul Liei Stan și a creațiilor ei, care există sub numele de Redivivus, plus copiii dansatori de la Minimaxi Dance Club, nu toți, evident, într-o formulă mai restrânsă, care sub numele de Menuet au adus proiectului nostru câteva dansuri specifice perioadei medievale. Acest proiect închegat, noi l-am intitulat Regalia Urbis and Dance și primii muguri au fost prezenți la un vernisaj de pictură la Castelul de la Carei, unde toată lumea a primit foarte bine prezența noastră, am fost admirați și ni s-a spus, la fel cum spuneau prietenii mei cu un an în urmă, nu vă opriți, puteți mai mult, meritați mai mult. Atunci s-a creat o legătură cu domnul Dragoș Georgescu, despre care am să mai spun astăzi ceva foarte bun, ceva care mă bucură enorm. Iar dumnealui a spus, uite, noi ne ducem la Hunedoara, la Târgul European al Cetăților și da, desigur, este târziu ca voi să vă înscrieți ca entitate în acest an, în acest proiect, dar eu vreau să fiți văzuți. Veniți împreună cu noi și a avut dreptate. Oamenii din grupul nostru care au fost prezenți acolo, efectiv au făcut toate capetele să se întoarcă după ei. În acel moment nu s-a pus problema și de tinerii dansatori, pentru că, după cum bine știți, e perioada de examene și ar fi fost mult mai dificil să vină și ei cu noi. Dar, ca și grup închegat, cum spuneam, ca și proiect nou, am fost prezenți la Noaptea Muzeilor la Cluj, la Turnul Croitorilor, peste 5.000 de oameni. În parcursul celor câteva ore cât am fost noi prezenți acolo, au fost curioși să ne vadă. Cei de acolo au gândit prezența noastră sub forma unor flash-uri între 5 și 10 minute de producție artistică la fiecare 30 de minute, la fiecare jumătate de oră. Astfel, noi am avut 10 momente, printre ele 3 dansuri medievale, 3 cântări medievale, parada costumelor. Vă rog să mă credeți când mi-am văzut oamenii mei sus pe zidul
turnului a fost extraordinar. Și dacă eu am fost impresionată, vă dați seama cât de impresionați au fost clujenii, toată lumea m-a întrebat, de unde sunteți? De la Sighet. De la Sighet? Da, acolo se poate așa ceva? Ei, da, la Sighet se pot foarte multe lucruri. După cum spuneam, cele 10 momente au fost scenete medievale interpretate de reenactorii noștri. Au fost sute, mii de oameni care au dorit să facă poze. Au fost oameni, spre exemplu, de la Iași, care au spus, vreau o carte de vizită. Eu cât de curând am să vă chem la noi. Așteptăm. Ne dorim pe această direcție să atacăm, în ghilimele fie spus, festivaluri medievale din toată țara. Din nou, dacă nu era perioada de examene, între 3 și 5 iulie ne-am fi dus la Oradea. Aveam o invitație în acest sens. Dar n-au intrat zilele în sac. Noi avem răbdare, avem atât de multe de spus și de oferit în ceea ce înseamnă această artă extrem de frumoasă, pentru că trebuie să vă spun, costumele Liei Stan nu sunt costume fantasy. Această doamnă minunată a făcut cercetare pentru a crea costume istorice. Din descompuneri de costume din acea epocă s-au creat tipare, iar dumneavoastră pe acele tipare a lucrat. Eu sunt mai mult decât entuziasmată de fiecare dată când chiar și doar vorbesc despre munca Liei. În momentul în care noi am primit invitația pentru Cluj, existau costumele reenactorilor, dar costumele pentru cei 16 dansatori au fost făcute într-o lună. A fost o muncă titanică. Sigur, mămici din grupul dansatorilor Cristinei au ajutat. Dar până la urmă, munca grea și munca multă a fost al ei. Țin neapărat să menționez și efortul copiilor și, bineînțeles, a doamnei profesoare Cristina Chiovi. Atât de mult a însemnat faptul că ne-am dus cu produs istoric, cu dansuri reale ale acelor epoci, cu costume reale. După ce a cucerit mai multe orașe din țară prin momentele artistice reprezentate alături de celelalte două trupe, Asociația Cultura Grația Urbis se gândește să pregătească un scenariu și pentru Festivalul Medieval din Sighetul Marmației. Noi sperăm că în acest an la Medievalul de la Sighet să fim invitați, nu că avem nevoie de invitație, până la urmă suntem acasă, dar ne-am dorit să arătăm ceea ce știm, ne-am dorit să arătăm ceea ce putem, pentru că la fiecare apariție de genul ăsta se întâmplă următorul fenomen sublim. Apare cineva și spune, și eu vreau să te văd acolo, și eu vreau să te văd. Wow, ce frumoși sunteți! Avem nevoie de așa ceva la... În engleză zicem social networking. Da, e foarte important să te vadă lumea ca să poți să-ți promovezi arta. Deci da, Medievalul de la Sighet sper că va fi aveți ocazia... Aveți ceva poveste, ceva scenariu în minte pentru Festivalul Medieval? N-aș vrea să dau din casă. Scenetele care s-au jucat anul trecut, noi am dorit să le primenim, să le reînnoim. Vă promit că veți fi uimiți și în mod pozitiv, cu siguranță. Toată atenția și energia însă se concentrează pe cel mai spectaculos eveniment din calendarul asociației din acest an, și anume Regalul Vienez, care va avea loc în luna decembrie în Sighetul Marmației, spre încântarea publicului iubitor de muzică clasică și balet. Știți bine, Asociația Cultura Grația Urbis nu se odihnește niciodată, pentru că eu personal și asociații mei considerăm că fără acel puls cultural, niciun oraș nu poate să existe. Nu poate să existe în mod real, în mod pozitiv. Prietenii mei de la compania Opera Vox pornesc în această toamnă târziu, spre începutul iernii, un turneu cu produsul Regalul Vienez,
despre care cred că v-am spus și în anii trecuți că îmi doresc enorm de mult să-l aduc la Sighet. Uite că se întâmplă. Avem contractul semnat pentru seara de 21 decembrie. Vom începe în curând o promovare mai insistentă. Deocamdată am pus doar pe rețelele de socializare pe contul meu personal, dar deja 20% din bilete au zburat. Regalul vienez este un produs care aduce la oaltă extraordinara orchestră a operei Vox alături de orchestra di teatro de opera italiana, corul operei Vox, balerini. În premieră vor fi invitați balerini de la opera din Viena alături de cei de la opera Vox, soliști de la marile teatre de operă din Europa. Nu voi da nume acum pentru că nu cred că se cade, e încă prea devreme. Totul va fi din nou sub bagheta extraordinarului Bogdan Costache, pe care deja sighetenii au avut ocazia să-l vadă de două ori și pe care eu personal abia aștept să-l avem din nou la Sighet. Cu siguranță și sighetenii, unde se va desfășura? Noi vizăm ca locație cinematograful Mara, pentru că artiștii s-au simțit bine acolo, în ciuda faptului că scena nu este chiar ideală, mă refer la adâncimea mică a scenei, dar ne-am descurcat foarte bine și am găsit acolo foarte multă înțelegere pentru toate nevoile noastre legate de organizarea pre-eveniment și post-eveniment, pentru că până la urmă sunt o grămadă de lucruri de făcut și după ce partea glamuroasă s-a încheiat.